O fabrică mică din voluntari era kilometrul zero al unei rețele internaționale de traficanți de droguri. Laboratorul clandestin producea medicamente care conținau efedrină și pseudoefedrină. Din voluntari ajungeau în țări precum Cehia, Polonia și Slovacia. Acolo traficanții scoteau din comprimate substanțele și produceau metamfetamină, un drog periculos. În urmă cu un an, polițiștii din Europa dădeau alerta în România. Aflaseră că la noi în țară există un laborator clandestin care furnizează materie primă traficanților de droguri din străinătate. Anchetatorii români au mers pe firul datelor obținute și așa au ajuns la românul din spatele acestei rețele internaționale, Laurențiu Huică, administratorul uneia dintre cele mai mari fabrici de medicamente din țară. Era ajutat de un bărbat din Iași, Cristian Iosipescu, cu ani buni în închisoare la activ. Cei doi erau prieteni și se cunoșteau de mult. Au reușit să clădească un adevărat imperiu. Afacerea lor a avut un profit estimat la aproape jumătate de miliard de euro. Cei doi bărbați care conduceau gruparea se întâlneau inițial aici, la sediul firmei din București. Acesta este și locul în care se ocupau de logistică, stabileau rutele de transport și cantitățile de medicamente pe care urmau să le producă și să le trimită ulterior în străinătate. Activitatea firmei se